Vitezomanii din România au încurcat-o. Poliția română tocmai ce s-a dotat cu noi radare mobile nedetectabile. Echipa Prolex TV a fost invitată astăzi să asiste la o demonstrație. Pe raza Bucureștiului sunt deja 4 astfel de aparate. De fapt, chiar sunt cele mai performante și sunt folosite în cel puțin 80 de țări din lume. Este vorba despre modelul TruCam, dotat cu cameră video HD și sistem de măsurare a vitezei cu laser. Acest radar detectează viteza de la 1200 de metri și mai mult detectează și orice sistem antiradar pe care șoferul ar putea să-l dețină pe autoturism. Acest pistol, cum îi spuneți dumneavoastră, este de fapt un cinemometru rutier de măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor ce tranzitează autostrada București-Constanța, care emite o undă laser, undă care nu poate fi detectată de niciun fel de aparat radar, antiradar, detector sau un alt aparat de braș. Are marele avantaj că filmează la o distanță de 1200 de metri, oprirea se face la 60 de metri de noi, se poate vizualiza sistem HD și, de asemenea, în afara numărului de matriculare, care este foarte important pentru încheierea documentației respective de depășirea vitezei legale, se poate vedea conducătorul auto foarte bine, în sensul că putem observa dacă acesta poartă centură de siguranță, dacă vorbește la telefon sau dacă are alte preocupări în timpul mersului. Emite o undă și ne anunță că respectivul autovehicul are în dotare un antiradar, pentru care se trece la oprirea conducătorului auto și reținerea antiradarului pentru că este interzis prin lege. Noul radar poate înregistra simultan mai multe viteze, ale mai multor mașini și chiar și ale motocicletelor, greu de înregistrat cu aparatele convenționale. Este foarte util, poate filma inclusiv motocicletele, în sensul că filmarea este continuă, după ce motorul respectiv a fost luat ca țintă, filmarea fiind continuă și putem inclusiv să-i filmăm numărul de matriculare. Vă dau un exemplu, vin să zicem mașină, autovehiculul, țintă este individualizat, se vede și pe filmare sub forma unei ținte, deci în cazul unei contestații nu văd cum ar putea să zică că ar fi un alt autoturism sau autovehicul țintă în condițiile în care unda laser este pe el. Aparatul radar din dotarea poliției rutiere are un laser integrat cu o cameră video digitală de înaltă performanță, ceea ce face din TruCam cel mai performant aparat de măsurare a vitezei disponibil astăzi. Practic diferă total, în sensul că acela emitea o undă radio, acesta emite o undă laser. Unda radio era detectabilă printr-un detector radar legal, iar această undă laser nu poate fi detectată sub nicio formă. Nu poate fi păcălită niciun fel de conducători auto. Deloc. Și de asemenea poate fi folosit atât pe pasarele, în afara părții carosabile, nu este absolut necesară ținerea cinemometrului în auto specială de poliție. De asemenea, el poate filma și pe timp de ceață, și pe timp de ploaie, și pe timp de nisoare, în condiții optime. Cât a fost prins cel mai mult un conducător auto pe autostradă? Cu aceste 242 de kilometri pe autostrada A2. Dacă până acum șoferii puteau pretinde că nu se aflau la volanul mașinii, acest lucru acum nu mai este posibil. Noul sistem radar înregistrează imaginea video cu fața celui care conduce. Se filmează inclusiv conducătorul auto, deci fizionomia acestuia se vede foarte bine și dacă ar fi o altă persoană, nu ar corespunde cu filmarea respectivă. Sistemul este cam același ca la un pistol. Se fac setările corespunzătoare pentru a putea lucra în condiții optime, se setează viteza cu care se va lua autovehiculul țintă, după care se trece la filmare. Se notează de asemenea operatorul care efectuează filmarea, zona unde efectuează filmarea și în afară de zona care o trecem noi, obligatoriu, există și GPS-ul care ne arată cu exactitate coordonatele. Deci nu pot să zic că eu aș filma, vă dau un exemplu, la kilometru 40 și eu sunt la 20, pentru că GPS-ul va arăta clar în instanță. În momentul în care eu trimit proba la instanță, se ved clar coordonatele GPS unde mă aflam la momentul respectiv momentul registrării radar.